Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a decis ca în perioada aprilie-noiembrie 2016 să desfășoare o acțiune de îndrumare și control inclusă în programul cadru a Inspecției Muncii de verificare a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Acțiunea se desfășoară în unitățile de producere și distribuție a energiei electrice. În perioada aprilie-noiembrie 2016 se va desfășura acțiunea numărul 14 din programul cadru a Inspecției Muncii, acțiuni de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității sănătății în muncă, în unitățile de producere și distribuție energiei electrice. Vorbim de niște obiective generale care au avut în vedere către inspectorii de muncă, și anume creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din domeniul producției, transportului și distribuției energiei electrice în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea sănătății în muncă, pentru promovarea unei stări de bine la locul de muncă cu consecințe benefice în plan social și profesional. Încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor în diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul producției, transportului și distribuției energiei electrice. Acțiunea de control va avea o serie de obiective specifice ce vor fi organizate în două etape și urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor referitor la respectarea normelor de sănătate și securitate a muncii. Promovarea unor practici în acest sector de activitate. În ceea ce privește obiectivele specifice avute în vedere, vorbim de verificarea cu prioritatea angajatorilor din domeniul producției, transportului și distribuției energiei electrice, care desfășoară lucrări de mentenanță în unitățile de producție a energiei electrice, servirea operativă a unităților de producție și distribuție a energiei electrice, lucrări în instalații electrice aflate în exploatare cu scoatere de sub tensiune, lucrări în instalații electrice aflate în exploatare fără scoatere de sub tensiune, lucrări la înălțime la liniile electrice aeriene. Acțiunea se va desfășura în două etape. Prima etapă s-a consumat fiind în lunile aprilie-mai, constând în informarea partenerilor sociali din județ cu activitate în domeniul de producție, transportul și distribuție energiei electrice, privind modul de derulare a acțiunii și tematica abordată. Inspectoratul Teritorial de Muncă a organizat și o întâlnire cu 24 de angajatori din județul Neamț care lucrează în domeniul producerii și distribuției de energie electrică. În acest sens, în data de 21.04.2016, am avut o întâlnire la sediul instituției noastre, la care au participat 24 de angajatori care desfășoară activități în domeniul explicat. A doua etapă constă în verificarea prin acțiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale ce au făcut obiectul acțiunii în perioada iunie-noiembrie 2016. În luna de referință iunie au fost verificat un angajator cu număr de 195 de salariați, nefiind identificate neconformități față de tematica de control și nefiind aplicate sancțiuni contravenționale. Inspectorii de muncă au avut în vedere obiectivele generale de creștere a gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din domeniul producției și transportului distribuției de energie electrică în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale de sănătate și securitate în muncă.